După cele 100 de zile ale Maia Sandu la președinție, țara și oamenii sunt în disperare. Este concluzia Partidului Socialiștilor, care a făcut o analiză a raportului de 100 de zile de mandat publicat de Maia Sandu. Socialiștii spun că toate promisiunile făcute de actualul șef al statului în campanie electorală au rămas doar pe foaie, iar în realitate țara a intrat într-un haos instituțional, politic și social. Cuvântul cheie asociat cu Maia Sandu este dezamăgire, deoarece pe lângă faptul că promisiunile sale electorale n-au fost realizate nici parțial, situația în Moldova s-a înrăutățit enorm în ultimele 3 luni, și în domeniul sanitar și economic, și prin creșterea prețurilor, și prin blocarea ajutoarelor externe. Iată de ce în raportul său Maia Sandu nu a putut prezenta nimic solid, nimic convingător. Raportul prezentat de Maia Sandu seamănă mai mult cu o dare de seamă a unui ONG către finanțatori care a organizat coffee break-uri și a cheltuit pentru aceasta 90% din bani, a mai scris liderul PSRM Igor Dodon pe canalul său de Telegram, făcând un rezumat al raportului de activitate de 100 de zile a președintelui Maia Sandu. Primul eșec al președintelui Sandu, potrivit socialiștilor, este gestionarea crizei pandemice, care a scăpat de sub control odată cu intrarea sa în funcție. Insistența șefului statului de a demite guvernul a dus Republica Moldova la haos, mai spun deputații fracțiunii PSRM. Avem și scumpiri după scumpiri, avem haos instituțional, țara nu are guvern funcțional și mai avem o schimbare proastă și neașteptată. În mandatul cetățeanului român Maia Sandu, România a fost nevoită să oprească ajutorul financiar acordat țării noastre din cauza că nu avem un guvern funcțional, pentru că președintele țării are alte preocupări electorale, mult mai importante din punct de vedere decât nevoile cetățenilor. Maia Sandu practic a sabotat ajutorul românesc. Și nu se exclude că putem pierde și acele finanțări și suport financiar din partea FMI-ului și suport financiar care ar urma să vină de la alți finanțatori. O altă promisiune uitată de actualul președinte este grija față de oameni, în special față de bătrâni, cărora Maia Sandu le-a promis venituri mai mari. Potrivit socialiștilor, în realitate Maia Sandu insistă pe creșterea vârstei de pensionare. Maia Sandu, как вы помните, обещала пенсию, минимальную пенсию 2000 лей. Прошло 100 дней. Даже проекта закона в парламенте зарегистрированного нету. Она забыла об этом сразу же, как въехала в кабинет президентуры. Maia Sandu обещала заботу о пенсионерах, заботу о людях предпенсионного возраста. Им тоже очень тяжело живется. Что мы видим? Мы видим, что Maia Sandu заявляет о том, что снижение пенсионного возраста – это исключительно популистская мера социалистов. Как она аргументирует это? Очень просто, что это не состыковывается с интересами наших внешних финансовых партнеров. Вы понимаете, это ужасно. Это страшно, когда президент страны интересуется и считается с мнением внешних финансовых партнеров и абсолютно не интересует его мнение и чаяния собственного народа. În același context, șeful statului nu a făcut nimic nici pentru crearea locurilor de muncă, iar susținerea mediului de afaceri a rămas doar pe hârtie. În cele 100 de zile a reușit să creeze noi locuri de muncă, din câte noi vedem, numai că doar la președinții, pentru oamenii ei apropiați, iar pentru oamenii de afaceri a venit cu cerere de a introduce lockdown pentru cel puțin 30 de zile. Asta înseamnă că Maia Sandu vrea să trimită majoritatea angajaților acasă și se închidă afacere pentru cel puțin o lună. Așa vede ea suportul pentru afaceri prin blocarea generală a lor. Deputatul Petru Burduja o acuză pe Maia Sandu de lipsă totală de viziune și soluții, generarea haosului și provocarea falimentului pentru business. Niciun proiect de lege nu a venit președinția în plenul Parlamentului în vederea susținerii unei sau altui segment al afacerilor din Republica Moldova. Câte promisiuni le-a făcut agricultorilor ca să vă voteze. Aceia au venit cu tractoarele în fața Guvernului și Parlamentului și au cerut ultimativ, împreună cu Maia Sandu, demisia Guvernului Socialiștilor. Au obținut demisia, dar ce a făcut mai departe? Nimic. Absolut nimic nu a făcut pentru ei. I-a abandonat din prima zi în care a fost instalat în funcții. Socialiștii constată că în această perioadă s-a înregistrat o creștere considerabilă a prețurilor la carburanți, iar președinția a pus unele piedici la exportul de produse autohtone. Unde sunt bravii lideri, agricultori și tractoriști să ceară dreptate? Au luat apă în gură. A fost utilizat, de fapt, ca instrumente politice anul trecut, când a fost nevoie de ei.
Președintele Comisiei Buget și Finanțe, Petru Burduja, a mai menționat că nici promisiunile Maiei Sandu la subiectul reducerii cheltuielilor administrației prezidențiale, precum și cele ce țin de renunțarea la reședințele de stat, nu s-au realizat. Au fost păstrate cele trei reședințe, inclusiv cea de la Condrița, unde Maia Sandu face plimbări prin pădure, cum a recunoscut șeful aparatului prezidențial Andrei Spânu. Mai mult, din dorința de a economisi câteva mii de lei, a fost oprită căldura la această reședinție, fapt care a dus la formarea mucegaiului. Asta înseamnă că pentru anul viitor deja vor fi nevoiți să se scoată milioane din bugetul de stat pentru a repara aceste clădiri. La capitolul declarații populiste au fost trecute și promisiunile Maiei Sandu cu privire la scoaterea gardului de la președinție, precum și la renunțarea la paza de stat. În schimb, declară deputații PSRM, actualul președinte s-a remarcat prin încălcarea repetată a Constituției, promovarea persoanelor loiale și cu probleme de integritate în funcții, lipsa de transparență și mimarea reformei justiției. Principala promisiune în campanie electorală a fost lupta cu corupția. În realitate avem persoane condamnate penal care au prejudiciat bugetul de stat al Republicii Moldova cu peste 400 de mii de euro și acum doamna Sandu preferă să tacă, de parcă nici nu a fost, nici nu a avut loc așa ceva. Maia Sandu a demonstrat preferințe politice și a modificat componența Consiliului Suprem de Securitate, transformându-l într-o filială a partidului ei, mai spun socialiștii. Din cele 52 de decrete emise de președinte, 38% au ca obiect numirea în funcția persoanelor sale loiale, iar 7,6% modificarea componenței unor organe sau comisii cu scopul de a asigura accesul la poziții și funcții în stat pentru persoanele sale loiale și membrii AIPAS. A promis să fie președintele tuturor cetățenilor, dar acționează exclusiv ca președintele AIPAS și se ocupă strict de interesele electorale ale acestui partid. Vrea anticipat pentru că partidul PAS să obțină câteva mandate în plus, dar cu prețul a mii de vieți omenești. Parlamentarul Grigore Novac a mai menționat că prin acțiunile sale Maia Sandu torpilează reforma justiției. În această perioadă, șeful statului a respins proiectul strategiei de reformă a sectorului justiției, document care are și menirea de a reduce fenomenul corupției și care a fost coordonat cu partenerii externi. Un lucru grav pentru un stat de drept este că Maia Sandu a reușit în 100 de zile să încalce repetat Constituția, fapt constatat și de Curtea Constituțională. Este un om care a dovedit că promovează statul de drept doar în campanie electorală, iar când a ajuns în funcție, statul de drept deja nu-i mai trebuie. Legea supremă deja o deranjează. Președinția nu a comentat concluziile fracțiunii PSRM pe marginea raportului de activitate al președintelui pentru 100 de zile. Între timp, socialiștii constată că președintele Maia Sandu a evitat să se întâlnească în această perioadă cu locuitorii țării, cărora le-a cerut votul în campania prezidențială. De fiecare dată la întrebările cetățenilor, doamna președinte de fiecare dată răspundea că nu ține de competența președinției, mergeți la guvern, mergeți nu știu unde, numai nu la mine, sau acest lucru nu mă pot implica sau nu ține de competența mea. Bun găsit! După 3 luni de la investirea în funcție, oamenii spun că sunt dezamăgiți de acțiunile președintelui Maia Sandu, care, după părerea lor, nu și-a îndeplinit atribuțiile. Cei mai indignați sunt oamenii de la sate, cărora în timpul campaniei electorale președintele le-a promis că va merge prin localități pentru a vedea cu ce probleme se confruntă aceștia. Problemele au rămas, unele chiar s-au agravat, însă vizita președintelui așa și-a rămas, la nivel de idee. Oamenii spun că tot ce vor este ca președintele să nu uite de ei și să-și îndeplinească promisiunile, să le asculte și să le soluționeze problemele. Problem, много проблем. Какие проблемы? Работы нету. Денег нету. Какие могут быть? Один вопрос. Работу, дайте работу. Жить-то надо жить. Село забитое, нету ничего в селе, никто ничего. Садик закрытый, школу закрыли. Все позакрывали. Она обязана это сделать, не то что она должна, она обязана как президент, она должна это сделать и прийти с людьми переговорить. Что люди хотят, как люди хотят, чтобы люди нормально жили, не так умирали от нищеты, от бедноты. Пенсии маленькие, зарплат нет. Люди болеют вон, болеют. Старые люди уже вымерло, пол села вымерло, тут осталось десятки нас и все, село умирает. Чтобы обратило на внимание на такие простые села, как у нас. Вот, кому на Чебану кадровый асфальт поставили себе, а у нас вот здесь заречная, одна заречная, вторая садовая, даже скоро не могут проехать. Социалисты поставили свет, а вот чтобы партия Майя Санду нам дорогу сделала. Если она, пусть ее представители приедут к нам, посмотрят, как мы живем. O problemă dureroasă pentru locuitorii din satul Troița Nouă, de exemplu, este lipsa unei școli, instituție închisă în perioada în care Maia Sandu deținea funcția de ministru al educației. Am mai bălșaia și școlul zăcrele. Hătim să năzat atcrele școlul deткам. Sadic n-am atcrele, pradă, nu, mală de
чтобы больше детей было. Чтобы сделали вот, даже буквально здесь на стадионе сделали, чтобы для детей аттракцион какой-нибудь. Самое главное. Și pandemia este o problemă grea pentru locuitorii țării. Oamenii așteaptă răspunsuri de la demnitar. Ei vor să știe când se va putea vaccina toată populația. Очень хотел бы, чтобы она вот подумала о людях. Где наши прививки о людях? Где президент? Ее не существует, она только на бумаге. Это неправильно. Где ее распоряжение? Где она должна командовать? Она только на бумаге. Дадон, да, он дружит с Россией, он молодец. Потому что Путин поддерживал Россию. Он сказал, сделает гуманитарную помощь, прививки ковиду. К этому. Почему она не делала движения? Никаких. Ну, это стыдно. Надо за народом смотреть здесь, на месте. Сначала здесь помоги, выкарабкай, попроси там помощи. Дай там то, дай там то, потом вернем. Дай поднимем здесь и потом вернем. По поводу вакцины пандемии, я считаю, что должны все прививаться. И я думаю, что вот самая эффективная вакцина – это российская вакцина, которая не дает таких последствий. Спасибо Додону, который заботится о людях, которые… Нам не главное сейчас амбиции, нам главное то, чтобы спасти людей. Чтобы не было смертности, чтобы люди не болели. După ce în campania electorală a promis sus și tare că va fi președintele tuturor și va merge în localități pentru a vedea personal cu ce probleme se confruntă cetățenii Republicii Moldova, acum președintele spune că a anulat vizitele în teritoriu din cauza situației pandemice. Am fost ultima dată în vizitele în teritoriu și în momentul în care s-au agravat indicatorii din... Deci indicatorii COVID, atunci a trebuit să anulăm, pentru că ideea era în fiecare zi de marți, da, asta să merg în teritoriu. Să vizite regulate, exact, în sate. Și din păcate, deci, chiar am și planificat și am anulat, pentru că acum starea epidemiologică nu îmi permite.